Bună ziua încă o dată și vă mulțumesc că ați dat curs acestei invitații. Vreau să încep în primul rând cu cele mai sincere și calde felicitări pentru Orchestra Municipală a Fraților Radvahov, Zdob și Zdub, pentru calificarea în finală. Am urmărit cu mare atenție, a fost o expunere extraordinară din toate punctele de vedere. Suntem mândri de conaționalii noștri, le dorim succes și sperăm că vor lua cele mai bune rezultate în finala acestui concurs. Frumos! Acum, mâine este o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, iar în cadrul acestei ședințe venim cu proiectul, așa cum ziceam, de ajustare a tarifelor în transportul public. Și cel mai important, vreau să vorbesc despre circumstanțele, dar și beneficiile acestui proiect și care ar fi scopul în diferite situații pe care le avem la ziua de astăzi. Am declarat tuturor și o declar o dată în plus atât consilierilor municipali în cadrul biroului permanent, la ședințele operative, în fața domniilor voastre, în fața locuitorilor municipiului Chișinău, că îmi asum deplin această decizie care pare a nu fi foarte populară, dar la această etapă una strict necesară pentru dezvoltarea transportului public din Chișinău și evitarea ducerii în faliment a parcului urban de autobuze, dar și regii transport electric. De asta am ieșit public să vorbim despre situație, să vorbim și despre beneficiile acestei decizii care pot avea loc pentru mai multe pături sociale. Vreau să lăsați acest slide, să reușiți să-l filmați, după care o să trecem la următoarele. Dacă sunteți foarte atenți, avem prezentarea din acum câteva săptămâni. Prețul la motorină și la benzină a crescut, vom vorbi despre acest lucru. Prețul la gazele naturale la 1000 de metri cub un pic s-a ponderat pentru luna mai. Dar în principiu dinamica este una foarte clară în acest sens și voi reveni la ea. Cum ziceam, pentru mulți deja a început campania electorală și acest lucru este regretabil. Alții nu au ieșit din aceste campanii electorale, iar din aceste motive, ani la rând, tariful la transport nu a fost ajustat. Vorbesc ani la rând, astăzi suntem în anul 2022, iar tariful, în acest sens, nu a fost ajustat din anul 2009. Ce am făcut noi până a ajunge în acest punct? Așa cum am promis, deși în campania electorală am zis că vom aduce 100 de unități de transport noi pentru municipalitate, doar timp de un an am procurat și am adus la Chișinău 240 de unități de transport, autobuze și troleibuze. Astăzi rar veți vedea pe străzi un troleibuz sau autobuz vechi. Toate unitățile, 240 de unități de transport, sunt dotate cu aer condiționat, cu prize, cu toată infrastructura pentru persoanele cu nevoi speciale, cu acel confort considerat la un standard ridicat european și internațional. În multe din unitățile de transport avem și internet gratuit, oferit de către municipalitate, repet, nu în toate, dar lucrăm și în această privință. În suburbii, la fel, am pus pe rute autobuze noi, iar cele uzate, marea majoritate, au fost scoase de pe linie. Ați văzut acele unități MAN, Volvo,
VDL, Isuzu, care circulă în suburbiile capitalei, în raza orașului. Cele două parcuri au fost reparate substanțial, modernizate și au fost create condiții pentru muncitorii, atât la locul de muncă, cât și la cantine și vestiare. Dumneavoastră ați putut vedea cu ochii dumneavoastră personal noile condiții în care activează ambele regii și dezastru care era acum un an și jumătate, doi. Am investit în această perioadă peste 700 de milioane de lei, atât pe infrastructura nemijlocit de transport, cât și pentru procurarea unităților de transport. Bani din bugetul public municipal. Este de constatat că era grav în ce stare erau lăsate edificiile întreprinderilor. În același timp, pe infrastructura generală, din stațiile de așteptare, pe care le-ați văzut și dumneavoastră cu toții, în ce stare dezastruoase erau, împreună cu partenerii publici, privați, de către Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul finanțării bugetare, sunt deja în acești un an și jumătate, de când am început renovarea, 358 de stații noi instalate în municipiu. Mai mult de jumătate, dacă considerăm și toată infrastructura nemijlocit, inclusiv în suburbii. Nu ne-a fost, spre mare regret, întors până în ziua de astăzi. Nimic din cele care trebuia să ne dea guvernarea, conform legii. Acele circa 460 de milioane de lei, cheltuieli pe care le-am suportat în urma COVID, când transportul a fost gratuit, în urma scumpirilor la facturi, am văzut unele tentative la nivel de Parlament și Guvern, urmează să vedem să nu se întâmple exact ca în ceea ce ține de gestionarea crizei refugiaților. Sau COVID, sau celelalte. Între timp, am ajuns să avem cel mai mic tarif din toate țările. Repet, din 2009 acesta nu a fost ajustat, iar pe zi ce trece, scumpirile la carburanți se majorează tot mai mult. Revenind la primul slide, dacă este posibil, am ajuns, grație, eu cred, a unui proiect, nu doar a contextului regional sau global, a unui proiect de lobby a deputaților în Parlament, a majorității parlamentare, să avem aceste scumpiri continue a carburanților. De exemplu, doar ieri am avut o majorare de 60 de bani, iar de la 14, 15, 17 lei am ajuns la 28-29 pentru litru de benzină și motorină. Și din câte înțelegem, având componenta de creștere a acestor costuri în continuare, spre mare regret, nu s-a intervenit nici la acciz, nici la TVA, nici la multe alte lucruri care puteau fi făcute de către majoritatea parlamentară și care nu sunt făcute astăzi în beneficiu cetățeanului de rând. Prețul la energie electrică, așa cum vedeți dumneavoastră, s-a majorat substanțial și din informațiile pe care le primim zilnic de la guvern, acestea urmează să crească în continuare. Mie de metri cubi de gaze naturale, ceea ce favorizează creșterea în lanț a altor costuri și cheltuieli substanțial, a crescut din primul trimestru a anului 2021 de la 127 de dolari per mie de metri cubi la 1193 dolari în luna aprilie, 910 dolari pentru 1000 de metri cubi în luna mai. Din câte înțelegem, în continuare, aceste costuri vor fi foarte usturătoare. Deci, 1000 de metri cubi, într-un an de zile, a crescut de la 7 la 9 ori. Sau invers, de la 9 la 7 ori. Ceea ce este o povară substanțială pentru componenta de costuri aferente. Pentru că agenții economici, consumabilele, piesele și multe, multe alte lucruri s-au scumpit între timp.
Trebuie să înțelegem că aceste ajustări la tarife sunt inevitabile la această etapă. De altfel, deja din ziua de azi, Primăria Municipiului Chișinău subvenționează cu banii planificați pentru anul 2022 cu 700 milioane lei planificate, iar prin ajustarea tarifului sau costurilor nemijlocit la carburanți, la energie electrică, la gazele naturale și multe altele, cheltuielile Primăriei Municipiului Chișinău se vor ridica la 1 miliard de lei. Acum, ceva timp în urmă, dacă să examinăm 2011, o perioadă foarte aproape de 2009, când a fost ultima dată ajustat tariful, cheltuielile erau de 53 de milioane, asta puteți să le priviți în acest slide, foarte simplu, iar în 2022 ajungem la 1 miliard de lei, deci de 20 de ori mai mare. Alocația din bugetul primăriei. Asta înseamnă banii care nu ajung neapărat în alte părți, cum ar fi grădinițe, școli, drumuri, trotuare, curți de blocuri, suburbii, etc. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, și vreau aici să remarc acest lucru, pentru că avem majorare de tarif la Soroca, la Cimișlia, la Bălți, la Cahul. Și acolo este tariful de 5 lei, fără nicio metodologie aprobată. Noi avem o metodologie foarte clară, făcută de un grup de experți împreună cu executivul, împreună cu Primăria Municipiului Chișinău, care are parametri și formule la bază. Vreau să spun că în acele condiții, nici la Soroca, nici la Bălți, nici la Cahul, nici în altă parte unde au fost ajustate tarifele, nu putem vorbi de aceeași calitate a transportului public, de infrastructură, de alte lucruri referente în transportul public, dar nici nu putem vorbi despre distanțele nemijlocit. Pentru că în unele cazuri este 3 km ruta, iar în Chișinău avem rute foarte, foarte, foarte mari. Astfel, până la urmă, prețul calculat este de 6 lei pentru o călătorie, atât la troleibuz cât și la autobuz, pentru orașe suburbii. Vreau să fac o remarcă aici, foarte importantă. Prețul real, sine costul, pentru troleibuz este de 7,40, 7 lei, 40, iar pentru autobuz în raza orașului, 19 lei, adică de aproape 7 ori mai mult. Iar în raza municipalității, cu tot cu suburbii, de 28 de lei. Ceea ce constituie o acoperire enormă pentru municipiu. Important, când spunem despre tichet unic la troleibuz și autobuz de 6 lei, preponderent ne referim la acele persoane care nu utilizează transportul public zilnic, permanent, dar ocazional, pentru că ceea ce vrem prin această restructurare, reconfigurare, este în primul rând să punem accent pe procurarea abonamentelor de către cei care zilnic circulă minimum de 2 ori cu transportul public, adică pe clientul fidel. Procurând abonament, cu fiecare călătorie zilnică, prețul la bilet va fi mai mic și poate ajunge și mai mic decât astăzi. În același timp, am avut grijă ca pentru persoanele vulnerabile, aici ne referim la pensionari, 200.000 de pensionari în condițiile modernizării, ajustării tarifului, vor călători gratis. 40.000 de copii, elevi ai claselor 1-4, vor călători gratis, iar copiii de la 1 până la 7 ani, în continuare, vor beneficia de aceste înlesniri. În jur de 18 categorii de persoane, cum ziceam, persoanele cu nevoi speciale, persoanele din familiile dezavantajate, la fel vor beneficia de aceste călătorii gratis. Vreau să întoarcem un pic slide-ul. Ceea ce este foarte important, în abonamentul de 6 luni de zile, este practic costul mediu a unei călătorii de autobuz și troleibuz, deci dacă avem 2 și 3 lei, de 2 ori pe zi, 2,6 lei.
Aici vreau să vă mai aduc un argument suplimentar pentru cei, în special din suburbii, pentru că astăzi să ajungi, nu știu, din Vadul lui Vodă, ar costa, dacă vorbim de două călătorii, autobuz, după care să fie autobuz, troleibuz, trebuie să ajungi în Chișinău, după te deplasezi în altă parte, ar fi de 24 de lei, procurând abonament, ajungeți din Sângera până în Vadul lui Vodă cu un preț, dacă călătoriți de două ori pe zi, cu 2,6 lei. Ceea ce considerăm că este foarte, foarte important, în special pentru persoanele care lucrează sau care merg din suburbii în capitală. Și invers. Din suburbii în oraș, din oraș în suburbii. Dacă numărul de călătorii crește, având abonament, să presupunem că dumneavoastră aveți 4, 6 călătorii pe zi, schimbați autobuzul cu troleibuzul, că asta face posibil în acest context, atunci călătoria dumneavoastră scade cu orice altă călătorie nouă pe care o întreprindeți. Dacă aveți 6 și mai multe călătorii pe zi, de exemplu, schimbați între sectoare, schimbați troleibuzul, autobuzul, călătoria poate deveni mai ieftină de 2 lei tariful pe care îl avem astăzi la troleibuz. Poate cel mai important lucru, cum spuneam, trecerea la abonamente face posibil ca prețul călătoriei pentru clienții fideli, adică pentru cei care utilizează zilnic, continuu, să scadă de 2-5 ori în comparație cu etichetul unic. În același timp, vreau să știți că se muncește în continuare. Este programul pilot pe etichetarea electronică. Suntem pe ultima sută de metri a studiului sociologic, pe 9.000 de chestionare. Și va fi transmis pentru finalizarea companiei de, finalizarea acestui studiu de fezabilitate companiei din Israel. Iar sper în toamnă să putem prezenta în CMC deja studiul finalizat și să procedem la procurarea acestor servicii. În același timp, Regia Transport Electric a încheiat procedurile de contractare a companiei care va asigura funcționalitatea GPS în toate troleibuzele, iar parcul urban de autobuze muncește la acest capitol exact în acest moment și sperăm că din august-septembrie vom putea integra ceea ce nu era posibil până acum, atât autobuzul cât și troleibuzul în regim real să poată fi vizualizat. Mai lucrăm la stațiile de așteptare, după exemplul pe care l-ați văzut la Ștefan cel Mare, la stație, pe panourile informative care se oferă în timp real opțiunea pentru locuitorii municipiului Chișinău, pentru oaspeții capitale, observarea în timp real a nemijlocit transportului public. În același timp, în continuare, se muncește pe proiectele de organizare a benzilor dedicate în municipalitate, nu mai vorbesc de infrastructura drumurilor. Ceea ce propunem noi este mult mai ieftin pentru clienții fideli, și în continuare, unificând aceste procese, vom putea asigura dezvoltare. Poate un subiect separat, și după asta trecem la runda de întrebări și răspunsuri, pe care am dorit să mă refer, pentru că văd că puțină lume vorbește la acest capitol. Ieri am observat primele declarații în ceea ce ține de scumpirea substanțială a uleiilor și la fel a produselor alimentare. Acest lucru are un impact major, la fel ca și alte acțiuni care nu sunt suficient abordate de către actuala majoritate parlamentară și guvern, asupra inclusiv alimentației în instituțiile de învățământ, pentru că acele costuri pe care le suportăm nu mai corespund cu meniul existent. Și despre asta vom vorbi în scurt timp.
Am comunicat cu mai mulți experți și specialiști și spun că putem ajunge în o altă criză, și anume cea de lipsă de grâu. Ce face astăzi guvernarea? Duce la export grâu, în timp ce au anunțat că au stopat aceste exporturi masive. Specialiștii atenționează, inclusiv guvernarea, că ar trebui să facem rezerve, că după o perioadă de timp să nu fim nevoiți să exportăm acest produs, să importăm acest produs la un preț dublu sau triplu. La fel mi s-au plâns unii agenți economici exportatori care spun că mașinile care merg spre export fac coadă de kilometri în van pentru a trece și sunt nevoiți să stea zile întregi. Cer ajutorul să se întoarcă cu fața la ei. Noi trebuie să stimulăm și să ajutăm acești oameni și să nu fie create impedimentele. Ce urmărim în ultima perioadă este că guvernarea se preocupă în mare parte de Chișinău. De Chișinău avem grijă noi și sper, repet, să faceți măcar 10% la nivel de țară din ce am făcut în acești 2 ani la municipalitate. Iar în țară lucrurile sunt lăsate baltă, spre mare regret. Reiterez, deși Chișinău este aproape jumătate din populația Republicii Moldova, Republica Moldova nu este doar Chișinău. Și aveți angajamentul să conduceți o țară. Deocamdată prețurile își pun amprenta pe calitatea vieții atât a oamenilor din capitală, cât și din toată țara. Vom rămâne astfel fără oameni, dacă vor continua aceste acțiuni iresponsabile, după părerea mea. Mulți vor pleca, spre mare regret. Mulți deja pleacă. Asta am vrut să vă spun în linii mari. Dacă sunt întrebări, sunt gata să vă răspund la ele, oricare ar fi acesta. Da? Eu vă aud, nu știu dacă se aude microfonul. Sunt proiectele înaintate în cadrul procedurii care este agreată per general. Eu am văzut o manipulare crasă a unor exponenți ai guvernării în această privință. Este o comisie în acest sens, au fost runde de dezbatere în această privință, au fost observațiile și s-a făcut public cu transmisiune live. Toate 28 de proiecte, practic, vor fi finanțate. Deci, ceea ce este urât, că există o interpretare absolut eronată a unor oameni mincinoși din actuala garnitură a PAS-ului, care manipulează opinia publică așa cum a fost făcut. Este decizia Comisiei de a finanța practic toate proiectele care au fost incluse, toate 28. Unele din buget civil, altele de la Direcția Comunală Locativă, altele de la Direcția Educației, altele de la Direcția Nemijlocit Transport. Vor fi invitate toate aceste persoane săptămâna viitoare, pentru că concursul, inclusiv prin aplicarea și realizarea votului online, s-a finalizat acum recent, deci toată lumea va fi chemată la primărie și tuturor le vom spune cum vom face ca să mergem înainte. Deci, reiterez, o minciună fără precedent. Toate 28 de proiecte, și acest lucru este inclus în procesul verbal a Comisiei, vor fi finanțate în acest an.
Este vorba, în primul rând, de pilonii de care spuneți dumneavoastră cu estimările inițiale și cele post în teren deja nemijlocit, care nu trebuiau să fie schimbați, dar s-a observat pentru mai multe din infrastructura pilonilor, ei nu corespund acelor cerințe pe care le avem noi la ziua de azi. De asta a fost decizia ca acești piloni să fie strămutați și înlocuiți. O să vedem. Ceea ce spun cei care lucrează în teren, că se poate tergiversa în acest context cu 3-4 săptămâni. Nu vreau să dau aprecieri în acest sens. Se lucrează la Teatrul de Vară, la care nu s-a lucrat, cred că, nu știu, vreo 40 de ani, 50, posibil. Deci ar fi vorba de luna iunie. Poftim? Ar fi vorba de luna iunie. Ceea ce este important este că avem acest angajament, pentru că acolo oricum vor fi intervențiile pe etape, proiectele sunt costisitoare și prima etapă este înlocuirea terasamentului, care era distrus în totalitate, dumneavoastră ați fost acolo, și acelor bănci pentru cei peste 7.000 de oameni care pot fi oaspeții Teatrului de Vară. În paralel se lucrează și la proiectele legate de infrastructura scenei, să vedem ce putem face cu locurile de parcare în apropiere, așa cum sunt și în alte proiecte municipale, la care nu a ajuns de mult mâna primăriei să le reorganizeze, modernizeze. Lucrăm la deschiderea noilor grupe în grădinițe. Avem deja peste 200, ca să știți, lucruri care poate nu atât de mult sunt interesate de unele sau alte persoane. La complexe educaționale, la reabilitarea infrastructurii instituțiilor de cultură și artă, la școlile de artă, le dotăm cu multe instrumente muzicale, cu echipamentele necesare, în școli, cu laboratoare, ceea ce nu se face nicăieri în altă parte a țării și nu s-a făcut și s-a lăsat de izbejelește de mult timp. Repet, bugetul pentru proiectele culturale, de exemplu, în acest an, este de 3 ori mai mare decât anul trecut, deși și în anul trecut am făcut foarte mult în această privință. Să știți că marea majoritate a proiectelor pe care le vedeți în municipiul Chișinău, la nivel de țară, sunt finanțate sau cofinanțate de către primăria Chișinău. Proiectele naționale, proiectele transnaționale. La fel în ceea ce ține de tineret. Am majorat de 3 ori și nu vom interveni aici la acest capitol pentru că simțim că este datoria noastră. Sportul, în același context, începând de la infrastructură și finalizând cu activități. Și aici, chiar dacă în unele circunstanțe suntem nevoiți să reducem cheltuielile bugetare, ținând cont de circunstanțele actuale, de lipsa totală de suport din partea guvernului, o datorie pe unele componente ale guvernului, referitor la formulele de finanțare și tot așa mai departe, vom continua să investim în ceea ce ține de educație, tineret, sport, sistemul de sănătate, și inclusiv proiectele de care spuneți dumneavoastră cum ar fi Teatrul de Vară. Cât nu ne-ar fi de greu. El este. Okay. Este inclus. Este inclus. Sub numărul 4. Este. Deci, eu vreau ca în aceste circunstanțe să fie clar pentru toată lumea. Am arătat cifrele pe care dumneavoastră le cunoașteți. Gazul crescut de 7-9 ori. Sunt cifre oficiale, nu vreau eu să vorbesc despre ele. Și nu este de competența mea să corectez aceste cifre sau să intervin. Așa au negociat cei care au negociat. Pentru că să arăți cu degetul acum la criza pe care o avem și războiul pe care îl avem, poți să faci acest lucru. Doar că contractul a fost semnat până. Iar ceea ce avem acum se răsfrânge ca și cauză a acelor angajamente. De aici avem altele, sigur, derivative, cu certitudine.
Prețul la motorină, la benzină, este crescut substanțial grație acelei legi proaste, da, și contextului regional. Dar, în primul rând, acei legi proaste promovate de câțiva deputați PAS în Parlamentul Republicii Moldova, care a făcut lobby pentru companiile petroliere. Toată lumea despre asta știe și nu înțeleg de ce despre acest lucru nu se vorbește. Energia electrică a crescut substanțial. Toate costurile aferente au crescut substanțial. Și, repet, astăzi avem tarif de 5 lei în Soroca, în Cimișlia, în Cahul, în Bălți, în alte localități. Doar că nu au salarii de 16.000 de lei la regii, pe care le-am crescut tot noi din sursele bugetare, nu au investit și nu au transport public modern, nu au infrastructură de drumuri și multe alte lucruri. Deci mi se pare absolut nedrept în ceea ce ține. Poate noi și nu ne-am fi dorit să facem acest lucru, dar este inevitabil pentru că avem o guvernare care ne face să facem aceste lucruri așa cum sunt ele. Că o să voteze Consiliul, că nu o să voteze Consiliul. Repet, sper să nu fie campaniile electorale. Sunt lucruri obiective. Eu sunt gata să mi le asum. Mă uit în fața dumneavoastră, în fața locuitorilor municipiului Chișinău și probabil, repet, dacă nu ar fi circumstanțele impuse de la nivel central pe toate costurile în lanț, poate și n-ar fi fost nevoie. Dar nu avem altă soluție că ajungem în faliment. Noi trebuie să plătim. Păi au avut nevoie de consultări suplimentare. Asta cel puțin s-a vehiculat public. Noi am făcut dezbateri publice, am chemat pe toată lumea. Noi aici nu vă chemăm doar să vă prezentăm un document pe care nimeni nu l-a citit, așa cum v-ați obișnuit în alte părți. Aveți acces absolut liber. Se fac dezbateri, dezbateri pe buget, dezbateri pe buget civil, dezbateri pe metodologii, conform procedurilor și cadrului legal. Acum, poftim. Urmează să vedem cum se va desfășura votul. Este singura subterană care în acest context a fost decizia să se meargă pe parteneriat public-privat. În ceea ce ține de PPP, există o procedură. Studiu de prefezabilitate, fezabilitate și tot așa mai departe. Soluțiile care sunt oferite, iar acest studiu trebuie să fie aprobat de CMC, după care să avem concurs pentru a ne mijlocit acțiunile care urmează ulterior. Ceea ce este foarte important, așa cum am spus, toate subteranele, până la sfârșitul mandatului, vor fi reparate. Astăzi se lucrează la calea ieșilor, astăzi, și puteți vedea deja, nu sunt în stadiu de finalizare, ne mai ia timp, o lună, două, pentru subterana Iași. Astăzi am trimis și primarului de Iași imaginile care sunt în acea subterană. I-am spus că suntem în proces de lucru. Alături, la intersecția Creangă, se lucrează la o altă subterană foarte, foarte mare, a doua cea mai mare subterană. Sunt finalizate procedurile în ceea ce ține de Ciuflea și urmează să fie licitate lucrările în acest context, iar mai mult de jumătate din subterane deja au fost reparate. Repet, în 30 de ani nu s-a reparat nicio subterană. Și noi le-am făcut mai mult de 60% deja. Și arată decent, frumos și lumea spune că este chiar un exemplu regional în acest sens. Subteranele care erau WC-ul public, dacă vă aduceți aminte, la telecentru, la Gara de Sud, la Ministerul Apărării, deci locuri prin care nu puteai trece, pentru că era cu adevărat un WC-ul public, iar celelalte distruse în totalitate, în care nu puteai nici intra, nu erai nici în siguranță. Acum finalizăm Titulescu, calea ieșilor, se lucrează la Creangă, urmează să fie licitate lucrările la Dacia, intersecție cu Decebal Traian, unde un partid politic și-a asumat, dar n-a făcut. O să facem noi. Așa cum am spus, vor fi reparate toate. Exact cât prevede legislația națională. Nicio abatere de la niciun punct. Cât prevede legislația națională, atât va fi.
Dar cine știe, poate până la urmă, dacă se va tot întinde, nu va, nu va aproba Consiliul. Cum? Păi, dar ce? Toate lucrurile există. Oamenii fac politică. Noi, am zis, noi muncim pentru capitală. Să muncească și ceilalți pentru capitală. Că n-am venit cu niciun proiect care să fie în detrimentul municipalității. Toate proiectele sunt pentru municipiu, pentru oameni. Și eu cred că am demonstrat în această perioadă că se poate. Repet, nicio subterană în 30 de ani și 60% noi deja le-am reparat. Iar în celelalte 40, ori se derulează reparații, ori sunt în stadiu când trebuie să intre în proceduri. Sunt doar două care mai sunt vizate în această privință. Asta e de la Ismail. Și cam atât. Aici ar putea dura un pic procedurile. Discutăm cu direcția în această privință, ceea ce trebuie să clarificăm, dacă eventual costurile care sunt crescute permanent nu vor da peste cap planurile agentului economic. Pentru că trebuie să remarc, avem mai multe licitații în care agenții economici refuză să execute lucrări, ținând cont de faptul că marja de ajustarea costurilor pentru aceste lucrări este de maxim 15%. Iar avem costuri crescânde doar în ultima jumătate de an. Dacă vreți să vă dau o simplă paralelă, foarte ușor de înțeles. Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân până la Bucovina, deci de la Dumeniuc până la Bucovina. Dacă anul trecut ne costa tot volumul de lucrări estimat la 120 de milioane de lei, 127. În acest an, cu prețurile ajustate, deja e 245, fără rețeaua electrică, unde suntem în discuții cu Premiera Energie. Deci, substanțial. Și așa avem pe toate componentele. Metalul 300%, bitumul 280%, borduri, pavaj 200-250%. De la 30% până la 300% avem costuri pe, crescânde pentru proiect. Și poate mai am o noutate nu prea bună. Dacă aveam planificate 100, ipotetic vorbit, proiecte, cu mult mai puțin o să putem să le desfășurăm, pentru că costurile au crescut substanțial. Substanțial, deci exorbitant de mult. Asta este realitatea în care sper că nu va afecta în aceste condiții și lucrările pe care planificăm să le desfășurăm pe Mihai Viteazu. Facem licitații din nou. Ce să facem? Pe plan urbanistic general, când mă întrebați la televiziune atunci când vin la dumneavoastră. Corect? De câte ori am fost? De atâtea ori m-ați întrebat. Avem a patra licitație. Și nu avem câștigător. Deși avem rezervate 20 de milioane lei în acest sens. Ceea ce nu este o sumă mică. Asta e realitatea zilei de astăzi. Dar în același timp avem alte 20 de documente de politici importante la care lucrăm. Și am văzut că pe drumul de strada Ismail au fost puse limite, s-au înscadut ca să nu meargă. Mi-e greu să mă expun la acest capitol. O să avem chiar astăzi o ședință cu Direcția Transport. Am rugat să actualizeze planurile pe parcări, la intrare, pe parcările în zona centrală. Ca să înțelegeți iarăși pe partea de costuri. 35 de milioane ne-ar fi costat amenajarea și delimitarea, instalarea indicatoarelor rutiere. Și acum, doar fără lucrări, o să fie 32 de milioane în acest sens. Deci, fără amenajare. Am zis să căutăm surse ca să ducem până la bun sfârșit, că trebuie să amenajăm lucrurile astea. Dar ne costă. Parcarea de la Ghidighici. Anul trecut, estimările pe costuri, că nu puteam pune asfalt deja în luna octombrie-noiembrie, erau de 5 milioane, astăzi 10, 90. Deci cam asta e. Ajustăm, încercăm să facem în timp real toate aceste lucruri, lucrează toată echipa de dimineață până seara, 7 zile din săptămână și reiterez, fără niciun suport de la guvern. Zero. Parcă n-ar trăi jumătate de populație aici, în Chișinău.
De ce spun? Pentru că banii pe care îi plătesc agenții economici ajung sus. Impozitul persoanelor juridice pe venit este zero, ceea ce rămâne în capital. Când vine un agent economic și întreabă, dar ce facem noi? Iată, noi plătim bani. Plătiți, numai că se duc banii sus. Iar înapoi se întoarce, aș forma din degete o configurație, să spunem în felul următor. Iar noi toate angajamentele le respectăm. În continuare mergem cu proiecte în suburbii, în raza oraș, ca să nu mai vorbesc de alte blocaje. Apă, canal, autosalubritate, proiectele care au fost agreate. Ce știți despre drumul de centură? Știți că drumul de centură a fost negociat în 2020. Vă rog să insistați să fie făcute publice aceste date. La ce etapă ne aflăm? Dacă vă aduceți aminte, cineva spunea că în jumătate de an se vor începe lucrările. Și tot la una din emisiunile dumneavoastră am spus că oamenii nu știu despre ce vorbesc. Pentru că nu sunt nici proiectele finale, nu sunt nici studiile de fezabilitate. Și am zis că mai devreme decât un an și jumătate nu vor fi începute lucrările în această privință. Și de Doamne să fie începute într-un an și jumătate. Și să vedeți aceste incompetențe în continuare, perendându-se pe la televizoare, seara. Eu nu știu de unde e atâta timp, că îi văd în fiecare seară la dumneavoastră la televizor. Dar când muncesc ei? Ce fac ei? Sau au grijă televizoarelor? La televizorul omul nu primește. El când se duce la farmacie, când se duce la magazin, când se duce să procure o haină, televizorul nu-l ajută. Spuneți. S-au blocat la CMC lucrările, s-au blocat la CMC, a fost aprobat conceptul, a fost elaborat proiectul. Sper să fie deblocat măcar pentru zona legumelor, un proiect care este inclus pe ordinea de zi, cu unele ajustări din partea unor fracțiuni, pentru că proiectul prevedea o hală cu o acoperire integrală. Consilierii au intervenit și au solicitat să fie ajustat proiectul. Sper că mâine va putea fi deblocată această situație. Proiectul prevedea și o parcare multietajată, dar ca toate aceste lucruri să se întâmple, trebuie să treacă decizia și votul în CMC. Despre ce fel de ajustări? Poftim? Ce fel de ajustări? Bine, în ceea ce ține de pavilionul legumilor sunt ajustări minore, pe ceea ce ține de parcare, din câte înțeleg, nu au ajuns la un numitor comun, deși proiectul a prevăzut și chiar este necesară în acea zonă o parcare supraetajată, în zona deci celor de la Meșteșuguri. Asta este părerea mea, pentru că în zona centrală soluții de parcare sunt foarte puțini, da, se parchează numai peste tot pe unde poate, mai puțin acum pe acele zone dedicate sau pe străzele magistrale, dar noi nu avem teren liber în zona centrală a orașului, ca să-l putem orienta pentru aceste lucruri. Și căutăm fiecare părticică de pământ cum să o putem aranja și amenaja. Domnul, cum comentați? Pentru că situația politică nu are cum să nu influențeze municipiul și orașul. În nemijlocit. Când vorbim despre faptul că, spre exemplu, Consiliul Concurenței tot caută nod în papură la Xdrupo, care este o întreprindere municipală orientată să presteze servicii de salubrizare, de plombare, de reabilitare a infrastructurii drumurilor. Ea este o întreprindere municipală cu destinație specială. Ceea ce am vorbit. Drumuri, salubrizare, trotuare și spune că nu poate avea municipalitatea un contract delegat, deși este votat de CMC, Consiliul Municipal Chișinău. Și că trebuie Xdrupul să ia în arendă de la primărie acele unități de transport pe care le-a procurat primăria. Dar știți de ce se întâmplă? Pentru că vor să ne bage companiile lor de drumuri, că nu fac drumuri în țară și știu că o să facem drumuri în capitală, vor să ne le bage pe gât, ca să nu facă Xdrupul, care este o întreprindere municipală. Asta este despre politică. Sau politică vă pare nemijlocit declarația că sunt 40 de milioane de 40 de milionari în pas din cei 63? Declarați oficial. Cine v-a ajutat să faceți investigații?
Păi da, am timp, eu mă ocup de lucrurile astea noaptea. Știți, toată lumea știe că dorm foarte puțin. De ce spun asta? Pentru că ipocrizia este la maxim. Deci tu știind că ai război alături, tu știind că ai o criză, tu tăind toate prestațiile pentru, și spunând că asta este pomană pentru pensionarul care nu are, noi știm situația reală în teren. Și să-ți bagi primii de 800 de lei. Iată de ce milionarilor din pas le trebuia 800 de lei la Paște. Dumneavoastră, dacă aveți un răspuns, mi-l oferiți și mie. Eu nu am răspuns și mi se pare culmea ipocriziei. În țara în care există criză, în țara în care spuneți că administrați criza refugiaților. Apropo, politică este ce vreau să înțeleg eu pentru mine și dumneavoastră pentru dumneavoastră, că n-ați văzut un raport. Pe ce se cheltuie acel 1 milion de euro pe zi anunțat de guvern? Apropo, am urmărit ieri că nu a spus despre asta guvernarea. Nu este adevărat. Căutați știrile de la Europa Liberă, ca să nu, pe data de 10 martie, chiar acum verificați unde spune despre asta și Nicu Popescu și ceilalți reprezentanți ai guvernării. Iar ieri ministrul de externe a României a reconfirmat acest lucru. Datele pe ce se bazează? Pe datele oferite de către guvernul actual. Și eu vreau să înțeleg pentru mine unde exact se administrează dacă în aceste circunstanțe. Da, municipalitatea a avut 45 de centre în administrare. Astăzi funcționează mai puțin de 3. Pentru că fluxul a scăzut și de Doamne să se normalizeze situația. Pe ce se cheltuie exact acești bani? Noi nu avem în toată această perioadă $1 milion cheltuiți. Deși am avut cea mai mare presiune pe criza refugiaților. Mai ales în primele 2-3 săptămâni. Știți că 90% au venit prin instituțiile municipale. Moldexpo și tot așa mai departe. Municipalitatea nu are $1 milion cheltuiți în toată această perioadă. Pe dotări, pe saltele, pe întreținere, pe transport, pe alimentație. Ăstea sunt bani publici. Când întreb de ex-drupo, vreau să fac o claritate aici. Adică noi, municipalitatea, pentru o întreprindere dedicată, nu putem oferi. Sunt două scopuri. Să ne bage companiile lor, pe de o parte, pe de altă parte să întârziem cu lucrările de plombare, de amenajarea drumurilor. Iar ei, direct, încheie contracte, nu-i clar cu cine. Resping licitațiile generale că au făcut cercetare pe Google. Sincer? Deci, argumentul de a respinge o licitație este că ați făcut o cercetare pe Google? Și ce se face cu banul public? Unde sunt milioanele? Întrebarea mea, facem politică în continuare? Deci, de ce? Pentru că administrez un oraș în care este aproape jumătate din populația Republicii Moldova. FMI, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BIU, parteneri internaționali, au zis că oferă un pachet de asistență de aproape $2 miliarde. Mai mult am socotit noi, dacă le punem cap, pentru că tot nu este informația publică. Pe ce urmează să fie cheltuiți acești bani? Unde concret vor fi direcționate aceste surse? De ce trebuie să fie extinsă starea de urgență ca să intervină guvernul cum îi place lui, acolo unde îi place lui, ca dumneavoastră să nu știți nici eu, nici alții? Ce proiecte au fost finanțate? Pentru că sunt blocate, am zis, și la autosalubritate, și la ex-drupul, și la apă canal. Intenționat sunt blocate proiectele în municipalitate. Aveți ce aveți cu mine? Dar ce aveți cu orășenii? Și ce v-am făcut eu personal? Faptul că vă critic? Faptul că vă aduc în spațiu public informațiile care sunt adevărul? Reiterez, de unde s-au luat? Am auzit tot felul de argumente. De unde s-au luat milionarii ăștia în pas? Că au venit cu bani, dar ce sunt? Mai spun ce am spus ieri la ședință. Moștenitoria unui prinț din Arabia Saudită. Știți vreun reprezentant deputat din pas care e de succes? Om de afaceri sau ce? Sau dumneavoastră aveți aceste mașini de lux? Ați activat la fel? Sunteți destul de tineri?
Poftim? Sunt fracțiuni politice de 1 milion? Nu mă interesează, de ăștia se ocupă guvernarea. Deci guvernarea se ocupă de ceilalți. Dar cine se ocupă de guvernare? Și au pus oamenii la cinea. Guvernarea de ceilalți se ocupă. Ok? Foarte bine. Toți egali în fața legii. Dar cine se ocupă de milionarii din pas? Cum un ministru poate să aibă 200 de terenuri și asta să nu intereseze opinia publică? De unde? Dar asta mai puțin mă interesează pe mine. Asta trebuie să facă organele de drept. Toate datele pot fi găsite foarte ușor, dacă vrei să le găsești. Eu am transmis aceste demersuri la Autoritatea pentru Integritate, la Procuratorul General, la Centrul Național Anticorupție și aștept ca ele să fie investigate acolo. Deci la mine ați reușit să ajungeți cu drona deasupra casei în care trăiesc 10 ani de zile. Inclus în... și să faceți un tam-tararam. Cine ajunge cu drona deasupra caselor de lux a celor din pas, a miniștrilor, a echipei propagandistice? Cine? Mă întreb eu. Și dacă sunt atât de sfinți, de ce atât de mult îi deranjează? Ok, băți. Da, am acumulat organele de drept, vor controla. De ce atâta zarvă în toată mașineria asta de trol și trebuia să comenteze președintele Parlamentului? Și nu spune, nu neagă faptul, dar arată că ceilalți sunt la fel de răi. O fi. De ceilalți vă ocupați voi? Dar credem că acea instituție, cum este Centrul Național Anticorupție, unde v-ați pus persoana voastră, nu se va ocupa. Eu nu știu de ce cred că nu se va ocupa și asta nu este normal. Pentru că este votată de acea majoritate parlamentară. Nu este o instituție cât de cât, măcar de la distanță independentă. Spre mare regret. Sau la procuratură? Asta o să decidem. Asta o să decidem. Am zis că nu am ambiții pentru alte funcții și am reiterez în acest sens, dacă mă întrebați din funcția de nu știu care, nu am aceste ambiții. Sunt foarte multe proiecte pe care vreau să le duc la bun sfârșit, să demonstrez odată și odată că în pofida tuturor deficienților, în pofida, pentru că eu am un mandat exact cum au și cei de la guvernare, când ei arată cu degetul la datoriile nu știu care, deși au rămas cu bani foarte mulți în buget și acest lucru poate fi probat dacă te uiți peste legea bugetului. De criza pandemică, dar eu în ce am activat? 70% din presiunea pe țară a fost în Chișinău, criza pandemică. Criza refugiaților, 90%. Costurile energetice, bate guvernul la buzunar? Nu, în primul rând bate primăriile și primăriile din țară. Și în aceste condiții ne dezvoltăm, nu mai arătăm cu degetul, nu mai spunem că acela e de vină, că ăsta e de vină, că nu știu care e de vină. Da, vorbesc public pentru că ne împiedică. Dar vreau să vă demonstrez, în premieră, pentru regiune și pentru, în general, multe state, multe capitale, că un primar care a venit cu un angajament electoral îl va realiza în proporție de minim 90% întreg angajamentul electoral, în aceste condiții, cu preluarea datorii, cu tentativele de falimentare a întreprinderilor, cu criza pandemică, a resurselor energetice, a refugiaților, cu aceste situații și mai mult decât atât, foarte multe, sute de proiecte pe care nu le-am promis în capital, în campanie electorală, suplimentar la programul electoral. O să decidem împreună cu chișinăuienii, cu echipa. Și eu vă mulțumesc. Avem două componente mari, una la pretura sectorului Râșcani, așa cum spuneam la Casa Metropolitului Bănulescu-Bodoni, este vorba despre zona în care este Teatrul Eugen Ionescu și chiar vă invit, deci au fost descoperite treptele și Beciu. Este poate cea mai veche casă din municipiul Chișinău. Pentru acest proiect avem alocate surse financiare de 4 milioane lei. Vom publica și chiar vă invit să mergeți acolo pentru că abordarea este unul de complex. În următoarele câteva zile vom închide și drumul pentru că săpăturile trebuie să treacă sub drum și probabil
vom insista ca să fie zonă pietonală acolo. În ceea ce ține nemijlocit de arestul săpăturilor arheologice și lucrărilor arheologice care pot fi în desfășurare în Chișinău, avem alocate alte 6 milioane de lei în bugetul pentru anul curent. Este într-adevăr, probabil, prima tentativă de acest gen de valorificare a patrimoniului pe care îl avem în municipalitate și vom continua. Pentru noi acest lucru este foarte, foarte important. Acolo a fost și biserica respectivă. Deci e o zonă plină de istorie. Dar eu cred că în timpul apropiat, când vor fi amenajate suficient șantierele, vă vom chema și când vom bloca drumul ca să fie mai ușor să faceți acele imagini sau să vorbiți cu persoanele care în mijlocit sunt la fața locului. Mai mult decât atât, când spuneam de acele 20 de documente de politici, lucrăm și la concepția dezvoltării centrului istoric al municipiului Chișinău, un alt angajament pe care l-am luat în campania electorală și îl vom duce la bun sfârșit. Lucrăm cu specialiști foarte buni în această privință. Este în elaborare caietul de sarcini. Sper să urmeze în scurt timp și toate procedurile, pentru că sunt multe documente de politici care se intercalează. Strategie de dezvoltare, plan urbanistic general, strategie de turism, care suntem pe ultima 100 de metri împreună cu Asociația Națională, plan urbanistic zonal pe centru, dar și multe, multe alte documente. Asta este obiectivul, ca zona să devină o atracție turistică. Vom depune toate eforturile în această privință. Vreau să știți că lucrurile de acest gen sunt foarte migăloase, pentru că se lucrează cu fiecare petricică și durează destul de mult timp. Dar conceptul vă putem prezenta ca să înțelegeți unde vrem să ajungem pe final. S-a început plombarea drumurilor și injectarea drumurilor cu asfalt cald. Vom continua. Chiar în aceste momente se realizează aceste lucrări, inclusiv marcajul rutier. Dumneavoastră știți foarte clar că avem aceste proceduri, că trebuie să facem licitații, că trebuie pe asfalt, pe urmă nu era asfalt. Dar în fine, anul ăsta suntem mult mai devreme decât chiar în anul trecut și chiar am să rog serviciul de presă să publice aceste informații, deși domnul Mihalache, șeful direcției transport, vine cu această informație în fiecare săptămână și sunt chiar foarte insistent cu străzile, cu drumurile, cu curțile unde au loc aceste intervenții. Altceva? Dacă nu, vă dorim sănătate multă, o zi cât mai frumoasă și toate bune!